dimineața, bună ziua! Astăzi o să mergem la cumpărături pentru casă și iubita mea a scris ce o să cumpărăm. Lista de cumpărături, nu am de lista de cumpărături. Și acum simt că sunt la casa mereasă, acum facem list pentru cumpărături pentru, știi, o săptămână. Am pus 3 pachete de țigări, din care o să vină 2 doar. Pentru că încerc să-l motivez pe Blaze să fumeze mai puțin. Da. Și hai, ce ai scris pentru... Zice, ce ai scris? Păi produse pentru curățenie. Pentru baie, pentru bucătărie, pentru mobilă, pentru plac, pentru... Da, ce ori pentru... Rufe. Așa. Și acum? Și spălam de 2 ori pe săptămână. Ce? Adică folosim mașina de spălat. Ah, da, o să spălăm de 2 ori pe săptămână. Pentru că acum suntem doi și avem timp, avem spațiu, avem mașina de spălat. Doar pentru noi, nu pentru 20 de oameni. E ok. Și condimente. Și condimente, și paste, și orez, și ulei, și rosel, și practic n-avem nici măcar sare în casă, dar e ok. Okay. Se cumpără în sarea așa. Suntem noi sarea și piperul. Oh, da, și de-aia sarea și piperul. Așa, legume, lapte, lapte, cât zice de lapte vrei? Ha, lapte, ca să mirea, să nu băieți, punem 25-22 de litri de lapte. Și acum, 3 de 4. Da, pentru că am pus în punctul sala și... Cu lapte o faci? Da, cu lapte. Okay. Așa, fructe, carne, smântână, Nesquik. Ia o să gătești ceva cu smântână, cu pui, nu știu ce. Pui cu smântână. Am mâncat la casa mea. Și ciuperci. Și ciuperci. Am leșinat. Așa, cafea. Pentru Blaze, pentru că eu am decofeinizată. Cafea pentru mine, avem un aparat de la mama cafea, soacră. Mama soacră a venit ieri, aseară, cu papa socru și a adus, știi cum e mama? Pentru că noi am vrut să cumpăr oală, farfurie, tigaie și când mama soacră a auzit despre ea, mama soacră a zis, nu, avem acolo la Bacau, s-a dus sau ceva de genul. Și ieri au venit cu crema, cu bagaj și cuții, și nu mai cu pernă, tot, adică tot noi am vrut și cu fier de cacat. Și am zis, ok, mama soacră, o să... Nu zic nu. N-am spus nu. O să... Ne-a ajutat, chiar ne-a ajutat. Da. Faină, faină pentru pandișpan, pentru că ea să face pandișpan. Și nu doar. Pentru că am și internetul aproape, în cazul în care o să caut. O să am nevoie de rețete, pentru că eu nu știu cantitățile pe de rost și plus că multe sunt invenții, dar tot am nevoie de ajutor. Așa și chestii pentru prăjituri, esențe, praf de copt, zahăr vanila, bla bla bla. Mezeluri. Ce sunt mezeluri? Adică șuncă, kaiser, salam, bla bla bla. Pentru mezelul, ouă, am pus deja, da, brânză, aia am pus o brânză pe care tu ai mâncat-o. Care brânză? Brânză cu sare. E sărată, e cremoasă, nu e aia, prietele mea. Ai mâncat odată brânza kaiser și ți-a plăcut. Așa. Caș, asta e dulce. Ai scris borș? Borș. Avem de ce ți-ar trebui borș dacă tu nu mănânci ciorbă. Și eu ciorbă nu o să fac. De ce vreau să mănânc ciorbă, baby? Fac doar dacă mănânci și tu. Pentru mine doar nu mă fac. Am zis, dacă o să mănânc ciorbă, pune zacuscă aproape. A, bine. Vezi? Și borș atunci. Fac așa cu zacuscă și mănânc ciorbă. Borș. Ok. Brânză. Pate, nu știu de ce am pus Blaze, a vrut, eu nu mai vreau pateu. Să fac el, da. Ca să am acasă, poate o să trezim, o să avem chef să gați, ca pateu cu pâine și mai. Unt. Și unt, da. Unt și mai voiam să mai scriu ceva, dar am uitat. Unt și...
și iaurt. Da. Deci tu vrei iaurt de băut sau iaurt pe care nu-l știu? Poate de paus. Cu aia cu lingurița de zahăr și... Nu, este și fără, nu la grecesc. Dar vedem da, acolo, da, iaurt. Da. Așa, apă, suc. Da, suc, îmi place suc. Da. O să încerc să nu mai bau mult suc, pentru că o să încerc cu sală, da. O să fac, nu știu când, în zilele astea, când o să încep cu sala de sport, pentru că unde stăm, în zona asta, avem sală. Sală, spa, piscină. O să merg cu ea la sală, prima zi la sală cu Iza. Da, și după Iza o să fie leșinată, dar vreau să merg, vreau. Și eu pot să am un antrenor bun. Ha, cu sensei. Da, pe lângă asta, o să mă certe și o să... Iza, hai, știu că poți, tu poți, și încă puțin, și încă puțin, și o să fii tare, și o să fii bine, și prima zi, puțin, puțin, o să merg. Da, după, după o să fii. Și nu știu, mă rog, să rămâne, știu, așa, cereale am pus, am pus. Ciuperci. Și apă, ok, ai zis deja, apa e mare, da? Da. 5 litri, litri. Știi că este și la 10. 10? Dar mai bine luăm 2 de 5. 10 litri. Este și la 10 litri, da. Cum e? Așa? E mai mare, da. Pentru un an? Ei, pentru un an. 10 litri, dacă bei 2 litri de apă pe zi. Noi doi, nu prea bem apă. Știi? Păi nu, dar eu vreau și o să descarc și aplicație pentru asta. Pentru apă. Dar cum atenționez să beau apă pe apă. Bine, oricum acum beau, față de înainte, când beam nici măcar un pahar pe zi, am început să beau. Așa. Cam atât, cred. Un iaurt am pus. Și cam atât. A, și niște chestii pentru igienă personală. Când de duș și chestii. Bun. Da, și o să mergem la cumpărături și o să facem un vlog. Da, împreună cu asta. Ce noi am cumpărat, cum a fost. Dar știi, la cumpărături... Studiem piața și Blaze o să se enerveze pentru că femeile stau mult la cumpărături. Dar eu nu înțeleg că studiezi brandurile care sunt, pentru că apar chestii noi și pe care tu poate nu le-ai încercat și au un preț mai bun decât ce știai tu, pentru că pentru foarte multe chestii plătești brandul, practic, calitatea e... Brandul e la cumpărături pentru mâncare? Da, există, uite, Danone e pentru lapte și lactate și așa mai departe. Și poate poate să fie de la Müller, care și ăsta e tot la fel. Și diferența de preț e mai mare și așa mai departe. De ce să plătesc brandul când pot să plătesc ceva care e și bun și e și mai ieftin? Așa. Azi o să am răbdare. O să stau acolo. Da, bulion sau ardei? Stau bulion, ardei, bulion, ardei și alegem unul. Și țigări. Țigări mă gândeam să cumpărăm un cartuș. Sau nu. Ce cartuș? Pentru că dacă ai un cartuș, le ai acolo și fumezi mult. Acum o să vedem. Păi cam atât, nu? Da. Dacă avem sac de gunoi. Avem, am cumpărat ieri. A, și aș mai vrea încă un odorizant pentru cameră. Dar acum avem ăla de dormitor și de la mare. Da, să punem unul aici. Sau asupra. La aer condiționat. O, să bate direct. Cumva. Sau putem să-l punem acolo, pe centrală, știi? Și când bate aerul condiționat, bate pe el. Da, sau asta. Da. Veni și pentru ce? Pete. Ce pete? Pete de pe haine. Ah. Dai cu ulei sau nu știu ce. Stain. Da. Ok, gata. Asta e. Mergem? Da. Oh, n-am chef! Sunt obozitic. Eu am dormit. Hai, mergem. Sunt de luță. Hai sus! De luță! Mare.
Hai, Vasile. Hai, Vasile. Acum mergem la cumpărături, pentru că noi am scris. Ce? Ce? Da, pentru că noi am scris. Ce ar fi așa? Acum mergem la cumpărături. Nu știu unde e camera, e acolo. Pentru că noi am scris lista, te mănâncă fata. Da, mergem acum la cumpărături. Și ne vedem acolo, hai sus de luță. Oameni buni, lui Blaze ia 7 ani să fie gata. Ha? Ah, fetele sunt complicat, dar îl iubesc. Vă pupa, ne vedem la cumpărăturii. Da, mergem la mall. Este doamne! Da. Am zis ea să intră, dar ea n-a vrut. Ce o să fac? Ah. Gata, baby. Hai tu acum. Hai, tu hai, acum. Hai. Hai. Am stat mult. Hai, hai, gata, aici. Avem ceva aici. O să dau... O să dau food pe. Da. Ca să nu spune. Hai jos. Domnul mai mic? Pepene? Da. Dar pepene e copt? Da, bine. Bine, luam una. Păi bună, dar luăm așa mai mic. Da. O vrei de la mare? O, asta e prea mare, băi. Da, acolo? Mai avem și acolo. Eu cred că aici la fel. Da, acolo. Da. Și vrem și cartofi. Vrei roșii sau alt? Cartofi. Aici mic. Asta e pentru... Pentru mâncare. Oh. Ajunge una și una. Castraveți luăm de aia mici, nu așa. Nu-ți place asta, castraveți? Nu. Aia mici. Că... Ah. Eu vreau că aia mici. Ție? Vrei de asta? A, combinație. Oameni buni, cumpărătorii pentru casa, uite ce iubita mi-a luat. Uite, uite, uite la ea. Ei, țic, uite. Doamne. Oh. Am băgut și eu. Și eu m-am băguzit. Nu știu ce noi am luat. Eu cred că e 10.000 de lei. Oricum, când ne ajungem la casă, ne mai răzgândim. Aia, asta n-am nevoie de ea, nu știu ce. Da, sigur, avem timp. Thank you.
Da, și nu mai pot. Uite ce noi am cumpărat, Doamne! Pentru familie, dar suntem familie oricum. Da, obăzit. Da, și noi n-am cumpărat tot, dar a fost lung, uite la bonul. Am cumpărat o grămadă de grămâni, sunt pe grămâni. Și... e atât de lene să le pun pe cineva. Avem loc, aveți loc? Nu avem, avem loc. O fi pot? Sunt și multe chestii care vin puse la congelator. Dacă ai zis că avem loc, să ne da. Dar mi se te va pupam și așa a fost cumpărături. Ne vedem acasă. Pupam. Ciao.